Competiție strânsă anul acesta la festivalul concurs de pictură Hristos a înviat. Zeci de copii din municipiu și județ au participat cu desene, colaje și picturi pe sticlă realizate conform tematicii impuse de organizatori. Cele mai bune lucrări au fost premiate astăzi în cadrul unei festivități organizate în foaierul Centrului Cultural Ion Vina. Ne bucurăm că și în acest an, ca și în anii anteriori, au răspuns invitației noastre foarte multe școli și grădinițe din municipiu și județ. Lucrările fiind numeroase, foarte bune, ceea ce cred că a greunat puțin ceea ce avem de muncă în juriu. Într-adevăr, ne-a fost foarte greu pentru că au fost tehnici diferite, atât copiii de la sate, cât și copiii din oraș, care au trimis un număr impresionant de lucrări și de foarte bună calitate. Grădinița numărul 7, Gudănescu Adriana. Da, cine este să vină aici să-și ia felicitări. Premiul 3. Renea Antonia de la Centrul Cultural Ion Vina. Felicitări. Manolache Ionu, școala numărul 6. Festivalul Concurs de Pictură Hristos a Înviat este organizat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în parteneriat cu Centrul Cultural Ion Vina.